Vor să transforme satul în care locuiesc într-o adevărată atracție turistică. Câțiva voluntari din satul Cărbună, raionul Ialoveni, au fost convinși de un american cu origini moldovenești că au cu ce primi turiștii și s-au apucat de treabă. Astfel, recent în localitate a fost inaugurat un turn care a fost construit în locul în care acum aproape 60 de ani a fost descoperită o oală cu bijuterii și alte podoabe datate cu 6.000 de ani în urmă. Venit în voievodatul Cărbunei. Eu sunt prințesa acestui voievodat. Noi vă primim călduros în acest palat. Turnul a fost construit pe un deal din apropierea satului. Toți localnicii știu că acolo a fost descoperită o comoară. Iată aici, vreo 100 de metri mai puțin mai la vale, se lua lut pentru construcția drumului și un băiat a lipsit de la lecție. A venit să vadă cum lucrează tractoarele, excavatoarele. Și a văzut un vas, l-a luat, l-a dus la școală și în vas erau multe obiecte mici pe care nimeni nu înțelegea ce prezintă ele. Specialiștii au ajuns la concluzia că toate obiectele provin din cultura Cucuteni-Tripolie. Aceasta a ajuns la Muzeul Național de Etnografie și Istorie Națională. Un vas diametru nu prea mare, 50 cm, dar în care erau 852 de obiecte, dintre care 444 erau de aramă. Metalele pe atunci nu erau, metalele au fost aduse din Dobrogea. Și se spune că a migrat un trib încoace și a venit și a început să populeze aceste locuri. Pentru că o localitate turistică nu poate exista fără locuri de cazare, voluntarii au transformat deja 3 case bătrânești în pensiuni. La noi este liniște, la noi este acea atmosferă de casă. Dacă undeva poate este atmosfera aceea de hotel, la noi se va simți ceea ce fiecare își aduce aminte de la buniei, de la strămoși. Se aud păsările, se aud cocoșul dimineața, se aud broaștele. Mândru de ce vede este și primarul satului Cărbuna. Prin aceasta noi vom dezvolta și spiritual oamenii din sat, și cultural, și istoric, și economic, și chiar și infrastructura satului. Zona istorico-culturală și ecologică face parte dintr-un proiect de antreprenoriat social, iar veniturile sunt reinvestite în alte activități de dezvoltare a comunității. Primii turiști sunt așteptați la Cărbuna în 2 săptămâni. Organizatorii promit tururi istorice, plimbări prin pădure, la cules, plante medicinale, dar și bucate tradiționale.